Ambuteiaje kilometrice s-au format pe traseul Chișinău-Orhei, în apropiere de satul Peresecina. Mai bine de două ore s-a circulat bară la bară. Potrivit poliției, pe lângă fluxul mare de mașini care se îndreptau spre nordul țării, se circula și în condiții de ceață, iar carosabilul era umed. Imaginile cu cozile de automobile au fost surprinse de mai mulți șoferi și postate pe rețelele de socializare. Ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Patrulare, Natalia Golovco, a declarat că la un moment dat mai multe mașini de poliție au intervenit pentru a fluidiza traficul în zonă. Ambuteiajele au durat în jur de două ore, după care circulația a fost reluată în regim normal.